Ai, la, 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 la,
ai lá, dala, dale, quem dá lá que só anda lá, ai lá, ai lá, dala, dala que só anda lá, ai lá, dala, dale, arde o martelo. Domnilor, acum vorbesc eu. Dragu-mi vara la lucru, dragu-mi vara la lucru, cu badea când cânte cucu, cu badea când cânte cucu, mă! Dragu-mi vara pe voi, dragu-mi vara pe voi, cu badea să facem clăi, mă, cu badea să facem clăi. Cine nu mere la lucru, cine nu mere la lucru, n-aude cum cântă cucu, n-aude cum cântă cucu. Pentru mândra din Iehud, pentru mândra din Iehud, trec Dunărea, nu mă ud, trec Dunărea, nu mă ud. Așa, 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 așa. Pentru mândra din Botiza, pentru mândra din Botiza, de trei ori am trecut tiza, de trei ori am trecut tiza. Bun. Mulțumim, am încercat și noi în șase. Aș vrea să discutăm puțin de meseria ta. Ți-am luat basma, la 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 la. Și acum te văd fără ea, la 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 la. Cine ți-o mai luat basma, la 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 la. Păi să se spunzure ca ea. Seară ți-am luat cercei, la 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 la. Și acum te văd fără ei, la 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 la. Cine ți-o mai luat cercei, la 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 la. Să ți spânzure ca ei, la 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 la. Facem o mică pauză. Ah, 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 ah.
Dar știi, necă, că ai venit, drumul ți l-aș pietrui. De când cântați cu mânuși? De azi. Gospel, dar noi cum s-ar... Gospodar. Păi noi pus să... Da, muzică de gospodar. Yeah. Don't go nowhere, I'm home about the jazz, me and my radio. Ce facem? Dă-mă la altceva. Păi ai mânuși. O să cânt la sticle, niște sârbe, niște hore. Dar erau sticlele alea de un la lit. Coniac franțuzei nu știi să cânti? Ei, și ăla, de la... Sau la împăclare. În mâinele doamnei, pentru că mă uitam, n-aș fi visat vreodată să văd o doamnă care cântă la țambal cu mânuși de astea fine. Că de obicei există masculinul, țambalagiu. Cum se spune la o doamnă? Țambalagioaică? E nasol, sună țambalagistă, că sună nasol, malagambistă. Acum de obicei, o să zic malagambista. Da? Păi nu, când sunteți întrebată, ce meserie aveți? Ce spuneți? Țambalagistă, ce dracu să spun? Vă crede cineva? Nu. Și eu faceți mișto, da? Da. Și de când cântați cu mânuși? De azi. De acum, cu pandemia. Da. Da, de când cu pandemia, ca să protecție. Nu luați coronavirus de la bețe. Dar, în primul rând, nu aveți cum să luați, că cu aceste bețe, chiar dacă ar fi coronavirus, îi dați în cap. Îi dau în cap, îl zdrobim. Aș vrea, despre biografia ei artistică am aflat, dar vreau să aflu de la dumneavoastră. Cum te-ați ales instrumentul ăsta, care încă o dată este... De obicei să cântă cum la ăla, legat, ați cântat la ăla mic, legat de gât? Doar în turnee unde am reprezentat România, știu eu, la diferite festivaluri, unde a trebuit să ne prezentăm instrumentul și n-aveam cum să mergem cu țambal mare. Dar ca prestație nu m-am dus niciodată să prestez cu țambal mare. Când fond asta e o parte din pian, dacă te uiți când desfaci pianul, da. Și imediat se dezacordează de la soare, de la una, de la alta. Deci ați născut țambalul de gât? Eu de la tata, tata este țambalist. Țambalagiu, da, tata e țambalist. Și nu i-a fost rușine că, bă, sau n-avea băiat, ce să fac? Ba da, are băiat și culmea ironiei, fratele meu este violonist, el trebuia să fie astăzi aici, dar... Și era trebuia să fii dumneavoastră? Exact, eu am început cu vioara și am cântat doar călușul, eram pam, 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 tiri-diri-diri-diram, atât am reușit să învăț la vioară, că nu stăteau degetele. Și apoi mie îmi plăcea țambalul. Mergeam după el la repetiție, era angajat la Hațegana la profesioniști și mergeam acolo copil fiind și plângeam după el acolo să cânt eu cu țambalul. Și până la urmă m-am învățat cu țambalul și mama a zis ce a învățat fata asta să se chinuie cu țambalul ăla. Nu era rușine? Nu, mama se trage și ea tot din familie de lăutari, era din comuna Islaz, județul Aveți copii? Nu am, dar înfiați unul să-l învățați la țambal. Că de obicei când întreb lăutarii bătrâni așa,
Ia zi, maestră, deci ai copii, da, am învățat. Ce faci acum? Zice, e șofer de taxi la Londra. Da, da, că da. Atâta o meserie care se fură de acum, acasă. Acum, da, poate ne ajută Dumnezeu să putem să îndeplinim ce vrem să facem pe viitor. Adică? Băi, vrem să facem niște clase de țambal, dar în Ardeal e puțin mai greu și atunci de, ce? De asta încerc să promovez țambal. Pentru că Ardeal cu țambalul, nu Ardealului mai țapă. Mi-a zis cineva odată, zice, nu vă supărați ce ăsta. Pian cu ciocănele. Deci vă dați seama că... Păi cu ciocănele, care pianul chiar are și atunci ciocănele. Încercăm să promovăm, da, cât se poate. O să facem post. Poate facem aici. Eu aș fi vrut, eu visam să fac cu copiii romilor din cetate, că sunt mulți, da, ne abandonați, da, să fac, să le iau niște țambale. Niște instrumente. Aici. Da. Uite, cu mare drag, vin vreo... voluntar să le arăt. Nu, dacă veneam, vei... mă gândeam să fie vreo 30-40. Îți dai seama ce înseamnă o formație, sigur, de copii, sigur, să, sigur, să cânte, da, la țambale. Sigur că da, sigur 30 că da. De țambalanci mici. Din păcate... Nu știu, există și țambale mai pentru copilași, așa, sau nu, da, prea? Sunt alea mici, dar alea acolo mici. Nu avem structura. Dar se mai fabrică alea mici, că mai acum greu am văzut. Mai este o fabrică la Reghin, cred, care, da, mai fac. Da, noi aveam niște fabrici pe vremuri. Știu, bine, foarte, a fost, da, dar nu bine, mai am sunt. Avut multe din păcate, nu vrem, mai da. Sunt, nu. Și, al meu, da, este original, este un țambal Romanța, care este... Tot costit... românesc? Da, românesc. Da? Eu nu am abandonat încă. Acum să mă scot și eu că n-am bohac, da, sau alte alea. Zic că n-am abandonat, dar primesc dacă cineva îmi dăruiește un, un șunda, un bohac, cu plăcere. Deci astea sunt ca Mercedes-urile și BMW-urile, da? Șunda se cheamă? Șunda, da. Lăutarii, bărbații cântă pe bohac sau stilul ăsta de țambale transformate. Eu am cunoscut un țambalăgiu și o să-l invit la o emisiune mea viitoare, sper că mai trăiește, de la Mănăstire, acolo spre Călăraș. Era foarte bun țambalagiu, dar el mai avea un talent, cânta cu lingurile în cap, așa, nu știu. N-ați încercat. Nu, în schimb, o să vin aici, dacă mă mai chemați, și vă promit că vin cu niște surprize frumoase. Am o chestie foarte interesantă, care am învățat-o de la tata. O să cânt la sticle. Deci serios vorbesc. Da? O să cânt la sticle, niște sârbe, niște hore. Dar că le loviți cu... Da, se acordează astea? Într-un fel. Numai că mai trebuie tot două sticle din acelea cum erau pe vremuri, dacă știți, berea Hațegana. Berea Hațegana? Erau pe vremuri. O reclamă ascunsă. Nu, că nu mai este acum. Nu, gata, mai, nu, nu glumez, nu. Dar erau sticlele alea de la coniac franțuzei, nu știi să cânti? Ei, și ăla, de la... Sau la să-l beau. Păi nu, că are un alt ton după ce, în timp ce bei... Păi acum... Treci de la sol diez la sol minor, dacă se golește sticla, nu? Direct, da, mi se transpune vocea. Și de ce ai atâtea beți acolo? Pentru că în funcție de piese, în funcție de dacă e mai ușor, dacă nu, e mai strident. Nu, că vreau, mă interesează, mai... știi? Sigur. Cine știe, poate mă apuc și eu la pătâneță. Vreau apucat acum de țambal. Să știți că, uite, eu sunt în anul 3 la Facultatea de Teologie la Alba Iulia și suntem la muzică religioasă și am introdus... Țambalul acolo și vreau să facem și muzică satică. Și când terminați, faceți popă? Popească. Nu, o să zic încercăm... ăștia să rămână părinte, mai bagă puțin. Păi și așa am venit ca Zoro, ca părinte, astăzi, na, acum să... Da, dar să, știi să cânti chestii religioase la țambal? O să ne-am gândit să facem niște... Da, nu știu, să facem ceva din muzică satică și... Din mormânt pe viață dus ai fost, Hristoase, pe s-au răzvrătit în cerul poștile cerești. A, la, 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 la. A, se poate? Sigur că da. Păi muzica văzut asta psaltică sună, deci, frumos. Muzica, eu cred că ar trebui să... Ar trebui poate și ortodoxia să mai îngăduie chestia asta. Că în Occident și nu mai vorbesc în America, mai ales culte religioase, ai văzut, au niște... Muzica modernă americană, sigur, a venit de la muzica religioasă a negrilor. Și au, da, genială. Gospel, au anumite inflexiuni, da, acolo e mare. Gospel, dar noi cum s-ar... Gospodar. Păi noi cum să... Da, muzică de gospodar. Don't go nowhere, I'm home about the jazz me and my radio. Ce facem? Da, o dăm la altceva. Păi da, păi ai mănuși. Poartă-te, ia. I've been saving my love for you. Bagă! E like
Amin, spun în engleză. Amin, nu știu. Nu, amin. Nu mai zic invocația aia la... Așa. Nu știu cum, nu mai știu că acum... Păi ia, dacă zici că știi gospel, ia mai bai bagă unul. Nu știu gospel, am zis că știu gospel, nu. Îmi place, ascult, dar asta nu era gospel, am încercat eu să, să mă scot. Femeia gospodar. De jazz la sambal, este da, jazz, genial. A fost ia, mai bagă ușor un jazz. Uite, ea e uimită. Și mă pune la... Uite, băi, ia o lecție. La minor, la minor. C'est une chanson qui nous ressemble. Et barira la, la ira la, la ira la, la la, la ira la, la ira la. Romanul Sene e aici la România și Bulgaria. Iată. Am dat-o în alte... Păi ea, nu, așa, trebuie să aveți curaj. Aveți păi, curaj să... Dar nu ne-am permis aici la emisiune. Nu v-ați permis, dar ce e aici? Tradițional. Eu tocmai, numai la mine, permiteți-vă tot. Să deci, rămână, mulțumim. Încercați tot soiul de chestii. Nu, să nu, știi că eu, să nu rămâi înțepenită în proiect, cum rămâne o cheia țambalului între să... Da, da, hai, bine. Băgăm finalul. A, să recite o poezie. Așa de Damen Tango se cheamă. Bagă un tango așa discret. Dar o să vezi, e un tango pe care l-am scris acum vreo 3 ani poezia asta, un tango la care eu invit de fapt moartea. În fine, Doamne ferește. De Doamne ferește, păi decât să nu o invit la un dans. Invitați, nu, 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 nu trebuie să plec cu ea. Doar o invit la dans. Bine, și mă învăț de așa treabă. Da, așa da. Deci un tango, ia, hai. Ușor, ce tango? Da, ușor, așa discret. Cu cât îmbătrânesc, mă simt mai tânăr, mai pofticios și mai curtat de zei. Moartea îmi pune mâna pe un umăr și parcă mă invită în patul ei. Și mă ajută gale și lascivă să-mi dau jos paltonul meu de lemn. Poartă la gât bomboane de colivă și un tainic păhăruț de un de lemn. Și nu înțeleg cum la apusul iernii se surpă peste noi un crâng de maci. Voi fi îndrăgostit, mâncau ar fierbi. Sărută-mă, șoptește ea și taci. Ce frumos! Asta e. Taci! Două artiste din două generații, tu ești mai mare cu un an ca ea, da? Mulțumesc, mulțumesc! Ca în jumate, nici măcar un an. Da, bine, am avut cu plăcere. Și nouă. Și nouă. Am învățat puțin și din tainele țambalului.
și am încurajat, da? Mulțumim, mulțumim. Să scoateți din instrumentul ăsta mai mult decât o să, credeți că poate. O să promit și să promit. Vă rog. Să știți, a fost, vreau așa pe final, iertați-mă că nu vreau să vă stric finalul, dar vreau să vă spun că după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu Cornelia Catanga, Nelu Ploieșteanu, Gabi Lunca, am pus, toată lumea am postat și la un moment dat avem pe doamna profesoară de la noi de la școală, doamna profesor doctor Marina Simionescu, care mi-a spus, voi v-ați format o formație, o generație de artiști în urma acestor giganți, care aveți datoria să duceți mai departe. Gata, băgați finalul. Încercăm să facem să... Să fie aici, bine. 2, 4, 5, 6, e bine. Hai, gata. Ceva vesel așa de final. Hai. Hai da! Și-ai dă două mici de leșuți ca un mândruții mele. Ia-uzi, 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 ia-uz